Lipsa măștii a dus la un scandal monstru pe o stradă din Lugoj. De la simpla recomandare de a purta masca până la bătaie în toată regula a fost doar un pas. Camerele de supraveghere arată cum un echipaj de poliție oprește în dreptul unor muncitori care lucrează la canalizare. Polițiștii s-au dat jos și fără să stea pe gânduri, unul dintre ei l-a luat la pumn pe muncitor. Agentul a explicat superiorilor că a încercat să-l imobilizeze pe bărbat pentru că nu purta mască și că în acel moment ar fi fost tăiat la mână. Dar după ce au văzut camerele de supraveghere, șefii au început o anchetă și parchetul de pe lângă judecătoria Lugoj verifică felul în care au intervenit polițiștii.